Bine v-am găsit la Cultura, domnilor și domnilor. În această ediție vorbim despre un spectacol eveniment, Pădurea spânzuraților, în regia lui Radu Afrim, după romanul lui Rebreanu, la Teatrul Național din Capitală. Alexandru Potocean, care îl joacă pe Apostol Bologa, face un rol mare, pentru care a fost nominalizat la Gala Premiilor Uniter. Actorul e invitatul acestei ediții. După care luăm pulsul Bienalei de la Veneția, cum se prezintă România, ne spune curatorul Cristian Nae. Apoi ne întâlnim cu un profesor de la Harvard, Martin Puchner, care ne arată cum a influențat literatura, istoria omenirii și a planetei. Are o carte captivantă, Lumea scrisă. Mai sunt câteva zile până la Gala Premiilor Uniter, momentul de bilanț, care arată ce s-a întâmplat bun în Teatrul Românesc anul trecut. Luni vor fi decernate la Cluj. Am ales în această ediție să punem o lumină pe un actor care a impresionat în spectacolul Pădurea spânzuraților de la Teatrul Național, în rolul lui Apostol Bologa. După ani buni în care a făcut teatru social și politic, îl vedem acum pe Alexandru Potocean, pe prima scenă a țării. Alexandru Potocean, facem interviul ăsta pentru că ați fost nominalizat la Premiile Uniter, la secțiunea cel mai bun actor, pentru un rol într-un spectacol care a făcut mare vâlvă, Pădurea spânzuraților, în regia lui Radu Afrim. Apostol Bologa e un erou mitic al literaturii noastre. Cât de greu, cât de ușor a fost să intrați în pielea lui? Puțin cam complicat, pentru că am avut destul de mari dificultăți în a-l aduce foarte în prezent și în vorbit mai mult. Mă rog, dăse un aspect tehnic. Cumva limbajul și scriptul totodată era așa într-un soi de zonă destul de literară. Și încă mai am chestia asta, cumva mi se pare că pe alocuri nu sunt exact cam cum aș vrea eu. Dar în sfârșit poate să nu fie, poate să fie doar o obsesie din asta. Din sală, ca spectator, se vede un rol mare, foarte, foarte riguros făcut, cu multă poezie, iar eu nu vă știam prea bine în teatru decât din teatru independent și rolul ăsta, Apostol Bologa, a fost o mare descoperire. Radu Afrim, la un moment dat, spunea în repetiții că a pariat mult pe rolul ăsta. Nu știu ce înseamnă asta, posibil să... Nu știu exact ce vreau să spună cu asta. Având în vedere feedback-ul, mă gândesc că o fi ceva ok acolo, nici ce fac, nu știu. Eu nu pot să mă văd pe mine. Pentru că țineți tot sâmburele ăla de sensibilitate și de poezie al spectacolului. E o lectură specială a lui Rebreanu, pe care îl știm de la școală, nu? Apostol Bologa trece printr-o transformare interioară, nu vrea să-și omoare conaționalii, nu? Războiul din 1918. Da. Știm și povestea din spate, nu? Că Rebreanu a scris cartea asta pentru fratele lui Emil. Era o poveste autobiografică, o poveste biografică. Dar ce e surprinzător în spectacolul ăsta e cheia poetică, ca să zic așa. Trecem din zona naționalistă, nu? Patriotică, în zona unei alegorii creștine. Apoi, tocmai când mă închinam la sfârșitul rugăciunii, s-a deschis cerul deodată și într-o îndepărtare infinită, dar cumva foarte aproape, ca și cum ar fi fost chiar în sufletul meu, a apărut o perdea de nori albi, în mijlocul cărora strălucea fața lui Dumnezeu într-o lumină orbitoare. Și mă gândesc că atâția ani de zile Rebreanu n-a fost citit în cheia asta și ăsta e un element de noutate și te face să te duci și la Rebreanu și te face să vezi și spectacolul într-o lumină nouă. Este adevărat și asta, cumva lectura lui Rebreanu în cheia asta, da, aparține cumva spectacolului. Acum, sigur că putem să-l citim pe Rebreanu în diverse chei, nu? Putem, dincolo de cheia naționalistă și șovinistă și așa mai departe, care s-a tot vehiculat, putem să-l citim și în cheie politică până la urmă, nu? Adică, dacă e să judecăm cumva evenimentele primului război mondial, acolo putem să divagăm foarte mult de la narativul romanului. E o perspectivă morală pe care o propune, Radu Afrim, mai ales că rolul dumneavoastră, sau nu, rolul Apostol Bologa e făcut în dublă fațetă, există și... Avem și conștiință. Avem conștiința, da, care e întrupată de Marius Manole. Da. Văd în soldatul ăsta toată parva. Cât de greu a fost să atingeți filonul ăsta
nu știu, sensibil, poetic, să le faceți plauzibil? Cumva mă surprinde lucrul ăsta și acum, în prima dată, mă surprinde că de-a lungul spectacolelor lumea mi-a mai spus chestia asta. Pentru că mie personal mi se pare sirop, mi se pare literatură, mi se foarte mult mi se pare. Și atunci încerc de fiecare dată să-l aduc foarte mult în concret, să aduc foarte mult din cheia asta în concret, ca să pot să o livrez în așa fel încât să fie inteligibilă și să nu rămână doar la nivel de lirism, de poetic și așa mai departe. Nu mi iese tot timpul. De-a lungul repetițiilor în sine a fost așa un soi de provocare așa a mea cu mine, mai mult, de a-l aduce tot timpul. Tot timpul am căutat chestia asta, dar bine, nu e neapărat că am făcut asta cu Bologa. Asta fac cu toate personajele mele, indiferent ce joc. Mi se pare, sau mă rog, asta este și rezultatul școlii Cojar, pe care am absolvit-o, nu? Ion Cojar mi-a fost profesor, la fel ca și Adrian Titieni la un ATC, și cumva cheia în care noi am învățat să desfacem textele și să judecăm personajele este asta, de aducerea lor în concret, de aducerea lor la adevărul meu, de aducerea lor la prezentul meu. Și atunci, nu de puține ori, când m-am întâlnit cu regizori care cumva aveau o altă perspectivă vis-a-vis de chestia asta, nu de puține ori mi-a fost greu să mă acordez sau să mă acordez la cerințele lor. Radu Afrin n-a făcut excepție din chestia asta, dar până la urmă, nu știu, în acest context instituționalizat, am reușit să livrăm acest spectacol. Care sunt, nu știu, nodurile de emoție sau de transformare a lui Bologa, așa cum l-ați adus pe Bologa în dumneavoastră? Da. În spectacol ajungem cumva la concluzia că el pleacă în război mai mult pentru că era un trend. Era o modă, nu? Era o modă. Pleacă totodată și pentru a-și impresiona logodnica. Niște motive care, din punctul meu de vedere, sunt cel puțin discutabile. Eu nu pot să mă gândesc cumva la un personaj decontextualizându-l total de ce se întâmplă atunci. Da, era o modă. Da, exista în anumite medii. Vorbim de niște medii. Aici trebuie să facem lucrurile foarte clare cumva. Vorbim de clase sociale. Pentru țărani nu era o modă. Țăranii au mers să lupte în primul război mondial pentru pământ. Pentru pământ. Unii forțați. Da. Da? Ori Bologa nu se înscrie în categoria asta. El face parte dintr-un soi de middle class, unde alegerile sale de a merge la război sunt cumva subordonate altui tip de logică. Să nu uităm faptul că el, înainte să plece la război, este student la filozofie la Budapesta. Iată, un alt mediu privilegiat, din care mediu trage concluziile vis-a-vis de Dumnezeu, până la urmă, asupra căruia se și întoarce la un moment dat. Dar în momentul în care el pleacă la război, nu mai existau toate lucrurile cu care a crescut. Acea tradiție creștin-ortodoxă promovată de părinții săi începe să nu mai creadă, nu? Dumnezeu și își pune probleme în astea, sinele, eul, statul, ordinea, războiul și așa mai departe. Și cumva astea sunt în primă fază motivele care îl împing să meargă la război. Sigur că trauma războiului o să ne-l prezinte mai târziu îndoindu-se cel puțin de alegerea făcută. Și parcursul e foarte fin, pentru că el se descoperă pe sine, adică trece, e o mișcare din exterior spre adâncul lui, trece prin frică. Te implor, scapă-mă, că dumneata mă poți scăpa. Lasă vorba să mă trimeată pe mine în Italia, sau să mă lasă aici, sau oriunde. Nu, acolo nu pot să merg. Înțelegi? Pentru că dacă merg acolo, presimt că am să mor și eu nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc. Vreau să trăiesc, înțelegi? Ascultă sfatul meu, prietene. Războiul nu are altă filozofie decât norocul. Lasă-te în seama norocului. Parcă în 2 ani moartea nu ți-a cântat la urechi pe toate glasurile și totuși norocul te-a salvat, te-a ocrotit. Poate că te iubește norocul. Lasă-l. Calmă. Calm, nu-l zgândârni, nu-l stârni. Gândul ăsta că ar trebui să merg acolo îmi stă înfipt în creier ca o baionetă pe care trebuie să o smulg, pentru că altfel nu mai pot să trăiesc. Păi decât să mă duc acolo, mai bine trec la mușcați.
La sfârșit se vorbește despre iubire, nu? Un tip de iubire da. În sens creștin? Da, mai degrabă. Adică și eu cred asta, că e tipul ăsta de iubire a oamenilor. Celuilalt, a seamănului. Ceilalți oameni, dar cumva, nu știu, așa dacă discutăm în logica asta moralistă și așa, cred că el nu refuză să mai lupte, să mai sondeze această iubire mai departe, pentru că probabil și dintr-un pesimism din asta, că da, avem nevoie de iubire, dar ea nu există, nu? Și de asta decide, nu? Până la urmă chiar să dezerteze. Sau cel puțin așa l-am înțeles eu. El știa foarte bine unde merge. Deci el știa că merge la moarte, își acceptă moartea. E și o scenă acolo în care se sugerează că ar fi putut să scape. Nici măcar zăvorul nu l-a pus. Poate că nu-mi rămâne decât să pun mâna pe clanță și să plec. Îl găsesc deznădăjduit în momentul ăsta. Să scape și ce? Se va termina războiul, va propovădui iubirea asupra oamenilor, el singur, va deveni un profet, un ce? Bologa are acest scop până la un punct, odată cu momentul în care el găsește cu sine iubirea pentru ceilalți semeni, pentru semenii lui și așa mai departe. Dar, dincolo de asta... Nu e nimic de făcut în planul realului. Cel puțin în planul realului acela... Nu, contaminat totalmente de război. Și ce spuneți, că Bologa e un învins sau că e un om superior sau un om care a avut niște revelații creștine adânci? E un învins cu niște revelații creștine adânci. Un martir, de ce nu? Eu nu știu dacă să-l martirizăm așa pe Bologa. Putem, depinde cum, dacă continuăm cu cheia creștină, așa, am putea într-o oarecare măsură să-l martirizăm pe Bologa. Eu nu-l martirizez, eu îl consider un învins. Ce v-a fost cel mai greu în rolul ăsta? Că e un rol greu, de mare intensitate. Cred că vă consumă foarte mult. Este foarte obositor. 3 ore și jumătate de spectacol. Da, maximă. Oricum, aici aș dau concursul și colegii mei, care sunt extraordinari, cu toți. Natalia Călin, Natalia Călin, de pildă, care e și ea nominalizată. Marius Manole, Ișvan Teglas, Vitalie Bichir, Luca Apolodu, suntem foarte mulți. Ce a fost greu? Asta a fost greu, să găsesc acest tip de pondere în care să nu îl deplâng pe Bologa. Chiar dacă eu cred că este un învins. V-ați gândit pe parcursul conceperii spectacolului și la filmul lui Ciulei? La imaginea mult. Domnului Rebenciuc? Pe mine m-a influențat foarte mult filmul lui Ciulei, pentru că există acolo niște lucruri care, din păcate, în spectacol nu s-au mai păstrat. Mai degrabă niște lucruri... ideologice, care mi se păreau necesare. De exemplu, scena mesei ofițerilor de la Popotă mi se părea foarte, foarte necesară să fie în spectacol, dar, mă rog, din rațiuni de economia spectacolului, ea n-a mai fost lăsată. Și acolo vedeam foarte, foarte bine cam cum arăta societatea. Contextul politic-social. Mi se păreau importante și asta am urmărit în film și mai puțin martiriul lui Bologa. Pentru că spectacolul pune accent pe felul în care își redescoperă sufletul Bologa. Da. Eu înțeleg de ce simțeați nevoia de context politic, pentru că faceți mult teatru social, politic. Am văzut de multe ori declarații în interviuri că teatru trebuie să fie unul educativ și că teatrul de stat e cam mult entertainment. Bine, acum ați făcut pasul spre sistemul de stat. Tot cred că încă se crede de fiecare dată când spun că teatru instituționalizat e foarte mult entertainment, că am ceva împotriva entertainmentului, că entertainmentul nu mai trebuie să existe, etc. Greșit. Nu despre asta este vorba. Problema este că devine doar entertainment. Mm. Și asta mi se pare greșit. Iar formele militante de teatru sunt împinse undeva înspre un soi de periferic. Și acel tip de teatru
are nevoie să intre în mainstream, nici mai mult, nici mai puțin pe scena Teatrului Național, dacă ar fi posibil, dar mare. Da. Vă place mai mult teatru politic și în felul în care se construiește acolo un text, un spectacol, nu documentarea, devine deja un proces de conștiință, nu asumat, dacă mă gândesc la spectacolele pe care le-ați făcut despre mineriade, da. Despre... Da. Da. Lucruri din istoria recentă care sunt este adevărat fierbinți, că delicate. Acolo prin procesul ăsta de documentare simțim că suntem cu toții angrenați întru totul în proiect. Adică nu doar suntem niște actori care vin și joacă și își fac treaba de actori. Devine o miză personală. Devine cumva o miză personală, adică nu ne apucăm să facem lucrul ăsta dacă cumva nu suntem foarte interesați de un subiect sau altul, de asta și discutăm foarte mult înainte ce subiect să discutăm, despre ce. De exemplu, acum pregătim un spectacol despre relațiile de muncă și despre muncă. Prefer să nu fie estetic sau estetizat în beneficiul mesajului sau a temei. Dacă ea reiese mai bine prin non-estetic, foarte bine. Însă nu putem să dăm la o parte cu totul lucrul ăsta din arta spectacolului de teatru. Până la urmă, nu știu, există și nevoia asta, nu? Poate nu a mea, dar există, nu? Nevoia între publicul spectator sunt oameni care doresc să vadă esteticul din Pădurea Spânzuraților. Le place. Care, slavă Domnului, e din plin, are o dimensiune vizuală fantastică. Acum, în așteptarea galei premiilor Uniter, mi-a plăcut o remarcă de pe Facebook, cel mai mainstream premiu pentru actori din România, ăsta al Galei Uniter, pentru dumneavoastră, dacă o să îl câștigați, pentru un actor foarte ne-mainstream. Vi se pare că e cel mai bun rol pe care l-ați făcut până acum? Nu, ăsta e rolul cu cea mai multă vizibilitate. Nu. Că dacă făceam capete înfierbântate pe scena mare a Teatrului Național acum 10 ani, luam Uniterul cu 10 ani. Adevărat sau nu? Vezi? Mulțumesc! Și drag. Mult succes și pentru Vologa și pentru spectacolul ăsta care Mulțumesc. E de văzut. Începe Bienala de la Veneția, un eveniment care adună crema artistică internațională. Mâine se deschide în pavilionul României expoziția aleasă să ne reprezinte, care se cheamă Conversații neîncheiate despre importanța absenței. Sunt trei artiști născuți în anii 50 care expun: Belu Simion Făinaru, Dan Mihălțeanu și Miclos Onucean. Ne spune mai multe din Veneția curatorul expoziției, Cristian Nae, cu care intrăm în legătură telefonică directă. Domnule Nae, cum arată lucrările instalate și care e dialogul cu publicul? Despre ce vorbesc? Lucrările sunt instalate atât pe fațada pavilionului, cât și în vestibul. Acolo se află instalația lui Belu Simion Făinaru, intitulată Belongs Nowhere to Another Time. Și această instalație tematizează probleme precum exilul, migrația, nomadismul, politica non-apartenenței, precum și memoria culturală. Este o instalație formată din mai multe elemente, care se deschide cu Monumentul pentru Nimic, în memoria lui Paul Celan, și care în acest fel aduce în discuție și problema Holocaustului. Povestează la un moment dat că monumentul are niște găurele și că publicul e invitat să pună acolo petale de trandafir. Da, publicul deja reacționează foarte bine, pentru că în acest moment expoziția este deschisă, sunt zilele de preview și deja monumentul este plin de trandafiri. În sala principală sunt instalate două alte lucrări, aparținând lui Miclos Onucean și Dan Mihălțeanu. Este vorba de The Capitol Pool and the Associated Public, o versiune a lucrării sale Canal Grande, pe care Dan Mihălțeanu o realizează de mai bine de 30 de ani, iar în jurul său Miclos Onucean a instalat o altă versiune contemporană a unei lucrări din anii 90, de vorba de Camuflajul alb, care astăzi este prezentat sub forma unei restaurări înscenate. Iar ambele lucrări chestionează sau tematizează în plus noțiunea de identitate națională, pornind de la o definire celebră a națiunii ca o formă de comunitate imaginară și imaginată.
Cum a influențat literatura istoria omenirii și a planetei? Într-un fel major, spune profesorul de literatură comparată de la Harvard, Martin Puchner. Explică totul în cartea sa, intitulată Lumea scrisă, trece prin 4 milenii de literatură de pe toate continentele. Cartea surprinde și schimbările pe care tehnologiile scrisului le-au produs și se referă evident și la revoluția produsă de internet. În Lumea scrisă, Martin Puchner merge pe firul istoriei cu 4.000 de ani în urmă și ajunge la concluzia că literatura a fost prezentă în toate momentele importante ale omenirii. Puchner spune că literatura s-a născut atunci când povestirea s-a intersectat cu scrisul și definește această categorie într-un sens mult mai larg decât suntem noi obișnuiți. Ea cuprinde așa numitele texte fundamentale, de la narațiuni mitice precum epopeea lui Gilgamesh sau Odiseea, la învățăturile lui Buddha sau Confucius, dialogurile lui Platon, povestea lui Genji, scrierile sacre religioase, O mie și una de nopți, Popolul Vuh al maiașilor, Don Quixote și epopeea lui Sundiata din Africa de Vest, poezia Anei Ahmatova, Manifestul Comunist sau romanele din seria Harry Potter. Toate sunt texte de referință, pentru că spun povestea unor societăți și o influențează. I think of writing primarily as a tool, and so it has its power and it shapes the people who use it, and it's good for certain things and maybe less good for other things. Istoria literaturii este strâns legată de toate inovațiile care au ușurat accesul la scris. Internetul este văzut în aceeași cheie. All these technologies, paper, papyrus, parchment, print, first invented in China, then reinvented in Northern Europe, I think they have one thing in common, in that they lower the cost of literature. It doesn't sound like much at first, but I think, as we know, when you radically lower the cost of something, suddenly it changes. And it meant that in each of these cases, new parts of the population gained access to reading and writing, and that meant that new kinds of stories were written down for different kinds of readers. And so that was a big change. And we are right now on the cusp of yet another revolution. So who knows what will come after. Reinventarea tiparului de către Gutenberg este cea mai dramatică dintre revoluțiile tehnologice, spune Puchner. A ajutat mai întâi Biserica Catolică să-și răspândească ideile religioase, dar tot de beneficiile tiparului s-a folosit și reformatorul Martin Luther când i-a dat lovitura. I think that because of this technological change, we are reminded much more clearly than before of the power of writing and of these tools that were always there. And the Catholic Church probably felt very similarly about Martin Luther. In fact, we know it did, burned his books. But the printing presses, of course, could produce books faster than the Catholic Church could burn them. Mai aproape de noi pune în oglindă influența pe care au avut-o asupra omenirii texte ca Manifestul Comunist, de o parte, sau poezia Anei Ahmatova, ori scrierile dizidenților, de cealaltă. On the one hand, you have what fascinated me about the Communist Manifesto is that there are so many political manifestos written in the 19th century. Why this one text survived? And I think one reason was the fact that it tells a story. It's not just a list of demands or certain abstract opinions. It starts, the first sentence is the history of mankind, is the history of class struggle, and it tells a rapid but very powerful story. It changed the world, as you say, very rapidly, more rapidly than any other text. De cealaltă parte, Anna Ahmatova, care își ardea poemele după ce le memora de teama regimului lui Stalin. It's the interesting thing about Ahmatova, Solzhenitsyn and others is that, yes, initially they were powerless, in part because they had been forced into this quasi-oral culture, then Samizdat. But I, wouldn't you agree that again, within a few decades, this Samizdat movement was one of the reasons why communism fell in the end? In both cases, I think you have powerless groups using literature to gain a voice and to gain power. Punem punct acum, doamnelor și domnilor. Ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, seară, ca de obicei. Vă mulțumim pentru atenție!